Vă salut, dragii mei, sunt Ovidiu de la Club Whisky Iași și astăzi vreau să vă prezint whisky-ul în vârstă de 7 ani, numit și American Barrel, al companiei Ballantine's. Dacă filmările noastre vi se par interesante, vă invit să apăsați pe like și pe subscribe pentru a fi la curent cu postările noastre viitoare. În filmarea de astăzi vă voi prezenta impresiile mele la degustarea acestui whisky și răspunsurile mele la două dileme pe care le-am avut căutând mai multe informații despre acest whisky. Așadar, Ballantine's 7 ani e fratele mai mare a binecunoscutei etichete Ballantine's Finest, cea clasică de găsit în cele mai multe dintre magazinele de băuturi alcoolice și mai multe informații despre etichetele Ballantine's, precum și despre istoria acestei mărci, găsiți în review-ul meu despre Ballantine's 17 ani. Ballantine's e parte a portofoliului companiei Chivas Brothers, care e la rândul ei parte a multinaționalei Pernod Ricard, al doilea mare producător de băuturi alcoolice la nivel mondial. Ballantine's 7 ani, American Barrel, ca și fratele mai mic, Finest, nu are cutie, sticla clasică, Ballantine's cu secțiune dreptunghiulară, sticla de culoare închisă, cu relief în partea de jos, Ballantine's, și pe spate câteva informații despre acest whisky. Nu sunt mențiuni despre folosirea colorantului artificial, dar informațiile găsite pe net arată că este folosit acest procedeu, iar la 40% este de presupus că și filtrarea la rece a fost folosită. Prima dilemă este faptul că pe etichetă scrie Exclusively Aged in American Oak Barrels, așadar maturat în butoaie de stejar american. Fiind stejar american, e de presupus că sunt butoaie în care anterior a fost ținut bourbon. Greu de crezut că este stejar american virgin, căci ar fi menționat compania acest lucru, plus că butoaiele de stejar virgin sunt mult mai scumpe, greu de crezut la un whisky de buget cum este Ballantine's 7 ani. Să vedem celebrul picurător, garanție pe vremuri populară a autenticității acestui whisky, evident n-are legătură cu autenticitatea. O culoare aurie, dar vă spuneam, colorantul este folosit, așadar nu îi dăm foarte mult credit. La miros, mirosul e proaspăt, dulce și parcă dulceața se accentuează în timp cu vanilie, caramel, dar și o notă de fructe proaspete. Alcoolul la 40% nu se simte foarte, foarte accentuat. E firesc acest lucru. La gust, la prima înghițitură, gustul e destul de cremos, uleios. Nu e așa de dulce precum arăta mirosul. Notele de fructe iarăși sunt mai prezente. Și parcă și o notă de, dincolo de fructe, de livadă, notă de citrice, de portocale. Dulceață cu vanilie, contrabalansată de o notă mai amăruie, care rămâne pregnant pe limbă, de stejar. Iarăși, nici la gust, alcoolul nu se simte foarte, foarte pregnant. Finish-ul e amărui,
cu notă de lemn, de stejar, cu condimente, cu ciocolată neagră, așadar o notă destul de amăruia finish-ului, dar nu e atât de deranjantă, atât de pregnantă. Să-i mai dăm un picuț timp pentru a doua savurare și în acest timp să vă spun că acest whisky poate fi găsit în magazinele românești sub două etichete, acest American Barrel cât și Bourbon Finish. E același whisky, e doar o etichetare diferită, sunt maturări diferite, întrebări la care am căutat răspuns la cea mai măsură persoană să-mi răspundă corect. Este vorba de master blenderul Sandy Hislop de la firma Shivas Brothers, cu care am privilegiu de a fi prieten pe Facebook. I-am adresat această întrebare. Este același whisky cu două etichete, American Barrel sau Bourbon Finish, și previzibil răspunsul dumnealui a fost că evident este același whisky. La a doua savurare, mirosul, da, nota dulce e cea care este pregnantă în evidență, dar și o notă de fructe, vă spuneam, cu citrice. Alcoolul nu-i deranjant, mirosul nu-i foarte complicat, dar e fain, e plăcut. La gust, și dulce și amar în același timp. Dulce cu vanilie și caramel, amar cu notă de stejar, între ele condimente și ceva fructe. Nu-i rău, gustul nu-i rău. Finish-ul e mediu spre lung, o notă amară care se menține, cu condimente și o notă dulceagă ce rămâne încă de la prima degustare. Notă dulce cu vanilie și caramel. Până în grafic, Valentine's 7 ani American Barrel, florile și fructele, destul de palide, un punct din 3, condimentele, un punct și jumătate din 3, nota dulce, destul de pregnantă, 2 puncte din 3, lemnul e și el prezent, un punct și jumătate din 3, și o notă destul de discretă, dar interesantă, de fum, iar finish-ul este un finish mediu spre lung. Prețul în România e circa 70 de lei, așadar aproximativ 15 euro. La acest preț nu e un whisky rău, e un whisky interesant, destul de bine făcut. Nu are nimic să te dea pe spate, dar pe de altă parte nici nu are elemente care să îl facă să iasă în evidență. Notele clasice, dulci, stejar, condimente și oarece fructe. De la Iași, cu drag, Ovidiu, până la întâlnirea viitoare, slainte!